Ordinul a fost emis pentru prima dată luna noiembrie 2013 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Începând cu astă seară, orele 0, vor intra în vigoare noile prevederi ANAF privitoare la noile bunuri de consum pe care le veți putea cumpăra o dată la o săptămână. Aceasta este lista. E foarte greu. Dacă ne mai îngrădești ăstea, ce ne mai trebuie? Lațul? Să ajungem în... De ce am mai intrat în Uniunea Europeană? Pentru ca să ne batem joc om de om. După 24 de ore însă, ordinul a fost revocat, deoarece crease haos la frontiere, cozi uriașe și ore bune de așteptări. Acum însă vămile au emis din nou aplicație informatică pe plan local. Practic, aceasta le permite să vadă exact care sunt cazurile de persoane ce introduc frecvent în țară cantități semnificative de țigări și alcool, pe care le declară a fi destinate consumului personal și pe care apoi le comercializează pe piața neagră. În vama porțile de fier 1, autoritățile au monitorizat circa 1300 de persoane, a căror principală îndeletnicire era traficul cu țigări. Mai erau însă și persoane care nu au un loc de muncă și pentru care țigările aduse din Serbia reprezentau un venit. Așa că de câteva zile de când ordinul a fost introdus în vamă, traficul s-a redus considerabil, cu aproape 60%. Pe lista produselor care nu trebuie introduse în țară decât o dată pe săptămână sunt și alimentele, dar și marfa accizabilă. Concret, o persoană poate trece prin vamă cu două pachete de țigări și un litru de alcool, însă numai o dată la 7 zile. Oamenii legii speră ca în felul acesta să reducă fenomenul de contrabandă, iar aplicația pare să își atingă scopul. Afacerea celor care se ocupă cu traficul de țigări pare să fie pe butuci deja. Potrivit unor surse, contrabandiștii pun la cale o serie de proteste pentru intimidarea vameșilor.